Întâmplarea a avut loc duminică în jurul orei 18 într-o gospodărie din satul Cosaci, comuna Brăduleț. În urma unui apel la 112 s-a anunțat că întreaga casă este cuprinsă de flăcări. Au acționat pompierii de la detașamentul Curtea de Argeș cu două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj al ambulanței SMORD. În momentul în care au ajuns salvatorii, construcția ardea generalizat pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de trei ore jumătate. Nu au existat victime, proprietarii reușind să se evacueze la timp. Anchetatorii au stabilit că flăcările au pornit de la un scurt circuit electric.